Misterioasa insulă Adacale va fi readusă la viață printr-un proiect desfășurat la nivel național. Municipiul Drobeta Turnu Severin este primul oraș în care se va desfășura evenimentul, mai exact pe data de 10 septembrie. Consiliul Județean Mehedin și Muzeul Regiunii Porților de Fier sunt partenerii acestui proiect. Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pan, sub patronajul Ambasadei Turciei la București, lansează Adacale Mon Amour, un proiect cultural complex menit să readucă la viață prin muzică, povești și imagini memoria insulei dispărute a Dunării, Adacale. Toate acțiunile incluse în proiect sunt concepute cu un grad mare de interactivitate, astfel încât amintirile insulei să prindă viață, iar publicul să redescopere așa cum se desfășura traiul pe Adacale, ce secrete ascundea aceasta în cele patru tuneluri, cum se distrau copiii sau cum se nășteau poveștile de iubire aici. Pentru noi este astăzi o deosebită bucurie să vorbim despre o acțiune cu totul și cu totul specială, după părerea mea. Domnul Reileanu m-a sunat cam o jumătate de vară până a reușit să mă prindă. Asta pentru că toată vara a fost rezervată unor acțiuni speciale la Muzeul Satului. Dar a vorbi aici, la muzeu, despre insula Adacale, mi se pare a fi locul cel mai nimerit să readucem în atenție, să readucem la viață un loc foarte special al României. În 1970, dacă bine îmi amintesc, insula Adacale a fost acoperită de apele Dunării. Din acel moment a încetat să mai fie o simplă insulă, a devenit o legendă. Eu eram destul de tânără la vremea aceea, dar îmi amintesc că în facultate, în anul 3 de facultate, am făcut practică la Turnul Severin și am vorbit cu câțiva dintre vechii locuitori a insulei Adacale. Mi s-a părut tot ce am discutat cu ei, că venind de undeva dintr-un basm, un basm adevărat, și trebuie să vă spun că de atunci insula Adacale a fost pentru mine o mică obsesie. În municipiul Drobeta Turnu Severin, evenimentul se va desfășura pe data de 10 septembrie, unde va fi o expoziție de fotografie, o proiecție de film și un concert, toate la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Totodată, delegația va face și o plimbare pe Dunăre, în zona hidrocentralei Porțile de Fier 1 și în zona insulei Șimian. În Adacale Mon Amour, publicul intră în contact direct cu poveștile foștilor insulari, află date istorice, precum când a fost clădită cetatea, cum a ajuns să fie insula un teritoriu scutit de impozite și cu conducere proprie, cum era alcătuită comunitatea și multe alte aspecte din viața de zi cu zi a locuitorilor. La toate acestea se adaugă recrearea atmosferei de pe insulă printr-un spectacol unic susținut de ansamblul cameral de muzică veche Anton Pan și invitații săi, spectacol ce va conține o selecție de melodii ce se cântau pe Adacale. Este o muzică plină de culoare și parfum, prin intermediul căreia muzicienii vor reconstitui atmosfera de pe insulă, iar invitații lor vor aduce o altfel de emoție prin rememorarea momentelor lor trăite pe insula plină de mistere. Recunosc că îndrăgostiți de sursele primare de istorie, ceea ce avem în arhivele naționale, și de a aduce în fața publicului, de a cunoaște aceste surse, nu doar de a le ține închise, ferecate în depozite de arhivă, am început încet să sformonesc, dacă vreți, în aceste arhive scrise în paleografie turco-osmană, în colecțiile de documente turcești aflate în Arhiva Istorică Centrală de la București. În același timp, împreună cu un alt prieten, colegul meu de la filiala Arhivelor Naționale din Drobeta, Turnu Severin, care am luat legătura și am discutat și ne-a pus la dispoziție în format digital alte documente, fotografii ilustrate, hărți ale din diverse perioade istorice.
Am zis că în acest proiect să avem, ca între prieteni, dacă vreți, să avem totul. Deopotrivă să încântăm urechea cu muzica descoperită, redescoperită, pe care o să redescoperim acum cu ajutorul lui Constantin Răileanu și ansamblului Anton Pan. Să încântăm ochiul cu documentele de arhivă și cu ilustratele ce însoțește aceste documente, pentru că să știți că de multe ori publicul îi se par sterile, sunt doar ceea ce spuneam în facultate împreună cu Hogean, cu profesorul meu Maxim Puricei Otomani, de multe ori chinuindu-ne să-i descifrăm. Am încercat să aducem și imagine în această expoziție cu ajutorul fotografiilor din colecțiile de documente fotografice, deopotrivă de la București și de la Drobeta. Prin implicarea Consiliului Județean Mehedinți și a președintelui Aladin Georgescu, astfel de evenimente sunt atrase în județul nostru, evenimente care pun în valoare frumusețile locului, istoria și obiectivele turistice. Muzeul Regiunii Porților de Fier se află printre cele mai impresionante și importante instituții de cultură din țara noastră, care anual atrage mii de turiști prin activitățile desfășurate și prin colecția vastă de piese pe care le găzduiește.